Salut prieteni, eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre capibara. Numele de capibara provine din dialectul guarani, limba unei populații din America de Sud și se traduce ca stăpânul ierbii. În același timp, denumirea științifică Hydrocoerus hydrocoeris în limba greacă înseamnă porc de apă. Capibara este cel mai mare rozător din lume, poate atinge o greutate de până la 50 de kilograme și o lungime de până la 1,3 metri. Înălțimea capibarei este în jur de 50 de centimetri. Femelele sunt un pic mai mari decât masculii. Este un animal blând care trăiește în zonele de vegetație abundentă de lângă apă. Ei sunt înotători excelenți și pot rămâne până la 5 minute sub apă, ceea ce îi ajută uneori să scape de animalele de pradă. Animalele pot dormi sub apă, ținându-și doar nările la suprafață. Capibara este hrana preferată a șerpilor uriași, Anaconda a caimanilor și a jaguarilor. Capibara este un animal sociabil care trăiește în grupuri de 10 până la 30 de indivizi. Mai este cunoscut și cu alte denumiri precum chiguaier, Carpincio, porcul de guinea gigantic de apă sau simplu porcul de apă. Este strâns înrudit cu agutii și și porcușorii de guinea. Acest rozător semiacvatic trăiește în mlaștini, bălți, dar și în păduri în apropierea iazurilor, lacurilor și a râurilor. El poate fi găsit în America Centrală și de Sud. Capibarele au corpuri greoaie în formă de butoi lipsite de coadă. Capul capibarei este dezvoltat atât în lungime cât și în lățime și se termină cu un bot bond asemănător celui de cal. Urechile sunt mici. Capibara are ochii mici și negri dispuși aproape de vârful capului. Maxilarele late poartă cei 20 de dinți ai capibarei, cei din față, incisivi, având creștere continuă. Membrele anterioare sunt mai scurte decât cele posterioare și se termină cu degete unite printr-o membrană interdigitală, asemănătoare labelor de rață de mare ajutor la not. Fiecare deget se termină cu o gheară sub formă de copită. Blana capibarei este formată din fire de păr subțiri, aspre și de culoare maron roșcat pe zonele dorsale și maron gălbui pe abdomen. Capibara este o creatură blândă care va reproduce un sunet jos ca un pârâit atunci când este fericită. În timpul amiezii, pe măsură ce temperaturile cresc, capibara se bălăcește în apă pentru a se răcori, și apoi va paște după amiaza târziu și la începutul serii. Ele dor puțin de obicei, moțăind în timpul zilei. Capibara este singura rozătoare care trăiește în turme mici formate din 10-20 de indivizi. Turma este condusă de un mascul dominant care are o glandă odorantă dezvoltată la nivelul nasului, folosită pentru a-și împrăștia mirosul pe ierburile prezente în teritoriul său. Capibarele sunt foarte vocale, emin niște sunete asemănătoare felinelor sau lătrături de alarmă, șuierături, pognituri, țipete stridente, guițături și grohăituri. Sunt mamifere erbivore, se hrănesc cu plante acvatice, diferite vegetale, fructe și cereale. O capibara poate consuma până la 3,6 kg de vegetale pe zi. Capibara atinge maturitate sexuală în jurul vârstei de 22 de luni. Perioada de gestație este de 150 de zile. Femerele dau naștere în medie la 4 pui. Nou-născuții cântăresc în jur de 1 kg, sunt acoperiți cu păr și pot vedea încă de la naștere. Speranța de viață a capibarei este de 8 până la 10 ani în captivitate. În sălbăticie, foarte puține capibare ajung la această vârstă datorită animalelor de pradă. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!